Astăzi, cu toată bucuria, vă spunem bine ați venit la această nouă ediție. Invitata mea de astăzi este Isabela Bostan Moldovan. Palmaresul invitatei noastre de astăzi este impresionant. O activitate deosebită în domeniul coregrafiei și mișcării scenice în film și teatru. Parcurgând reperele de studii, perfecționări, activitate didactică prodigioasă, publicații, premii, nu pot să nu rămân impresionat. Și se naște o întrebare: câtă muncă și dăruire se adaugă talentului pentru a rezulta o carieră atât de frumoasă? Vă propun să descoperim asta astăzi și vom avea o discuție în direct cu Isabela, cu mare bucurie, pentru că am venit cu mare bucurie la această discuție, pentru că avem multe lucruri interesante de împărtășit astăzi cu dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli. Isabela, draga mea, Bună ziua, vă mulțumesc pentru eu invitație. îți mulțumesc că ai acceptat. Să știi că întreaga perioada mea de documentare în ce te privește a fost o sărbătoare, o bucurie. Ești de generația copiilor mei, a fiului și norei mele și îmi plac campionii din toate punctele de vedere. Vreau să Și mie începem îmi din plac. prima. Bun atunci, pentru că foarte curând prima noastră pauză va fi cu un fragment din filmul Campioana, în care tu ești o tânăra protagonistă. O să vadă ascultătorii și cei care acum, iată, ne ascultă și ne văd pe pagina de Facebook a Radio Shalom. Aș vrea să vorbim și știi bine că nu, ți-am spus de la început, nu îngrădim deloc discuția, să vorbim puțin despre familie și prietenia ta cu evrei. Sunt două categorii foarte vaste și foarte frumoase. Un pic familia mea, despre familia mea. Eu, propriu-zis, m-a înzestrat Dumnezeu să am totuși două familii. Prima familie care nu a ținut la mine și așa că mi-am regăsit a doua familie la 13 ani după ce am făcut filmul Campion, am fost înfiată de doctorul Stăichiță, marele doctor Stăichiță și Elisabeta Bostan regizoare. După ce am făcut filmul împreună și de atunci s-au împlinit 30 de ani de când sunt la ei și sunt sufletul lor și ei sunt sufletul meu. Și împreună cu fostul meu soț avem două fete minunate, Araxi și Anais, și care ne-au umplut tinerețea, frumusețea vieții și sufletul de fiecare dată. Prin reușitele, prin greutățile, că fiecare om nu merge numai pe roze, ci are și lucruri. Iar bucuria de a ne descoperi și redescoperi întotdeauna altfel este uimitoare. Sunt foarte multe aspecte. Am învățat să fiu mamă, ceea ce este foarte frumos și foarte deosebit în timpul studenției. Și așa, treptat, treptat, până să-mi dau doctoratul, ele deja aveau vreo 10 și 12 ani. E un moment deosebit să-ți vezi copiii crescând odată și cu tine, știi? Iar relația mea cu comunitatea evreiască e foarte frumoasă. În primul rând, l-am cunoscut în film pe domnul Rudi Rosenfeld, care are și el un rol foarte frumos și foarte plăcut. L-am cunoscut pe domnul Radu Gavrea, regizorul și profesorul minunat, care a înființat festivalul de film evreiesc, pe Noemi și pe Roxana Gutman, care cu doamna Roxana am mai lucrat la un film Logic 11. Ce să mai zic de Radu Mihăileanu cu Tren de Vii, când a venit la noi în țară și a filmat și a avut o secvență de muzică evrească și o secvență foarte frumoasă în care toată echipa s-a bucurat și a fost efectiv foarte entuziasmată și cu multă, multă bucurie s-a filmat acea secvență, chiar dacă subiectul ca de obicei tragic, dramatic, dar secvența aceea pe muzica evrească care duce energia în sus și către divinitate și univers. Este o secvență foarte bine făcută și secvențele celelalte pe muzică, când ei
vezi tot satul pe muzică, cum decurge viața satului în acel timp, în acea secvență. Și l-am mai avut și pe fiul doamnei Morgenstern, Aronis Todor, ca student la noi la facultate. A fost o plăcere, de asemenea, să îl cunosc și să-l descopăr altfel. Știți că copiii cuiva sunt copiii cuiva, dar când ajung la lucru, sunt persoane individuale de care trebuie să ții cont. Fiecare are talentul, bucuria de a descoperi și toate lucrurile vin așa ușor, ușor. Crește odată cu părinții, dar nu numai, inclusiv separat, individual, prin ceea ce realizează ei. Și ați observat că Aaron este deja o personalitate artistică recunoscută. Da. Așa este. Așa este. Eu mi-am propus să vorbim puțin și despre acest subiect, pentru că este, să spunem, o dificultate în plus pentru cei care suntem în familii în care părinții sunt persoane despre care se vorbește frumos, sunt cunoscute și atunci este o muncă dublă și plină de dragoste să te ridici la anumite standarde. Standarde, da. Eu aș vrea să vorbim puțin despre filmul Campioana întâi, pentru că a marcat sub multe puncte de vedere un nou început, să spunem, și tocmai ai spus acest lucru. Da. Eu am văzut un interviu pe care l-ai dat cu prilejul a 22 de ani de la acest film, da? Da. Spun bine, cred că în jurnalul. Acum eu mi-am notat câte ceva, dar decât să încep să caut unde am văzut, noroc că memoria mea este chiar încă în regulă. Mi-a plăcut interviul de acolo, este Am foarte înțeles. frumos și mi-a plăcut mult respectul cu care nu faci diferența între premiile luate în străinătate și premiile luate în țară, chiar dacă ele au fost, să zicem, într-un oraș mai mic, nu neapărat în marea capitală a noastră. Dar vom vorbi și despre asta. Eu ți-aș propune, ca să deschidem apetitul ascultătorilor pentru ceea ce va să urmeze, să urmărim aceste câteva secvențe, sunt câteva minute. Eu am zis de la acel minut până la sfârșit, o să vezi imediat, pentru că este și o demonstrație sportivă. Spune-mi cum a fost partea cu sportul în acest film, că erai o copilă. Alex, te rog, vreau să pregătim filmul cu campioana. Te rog, Isabela. Bineînțeles, este Este pregătit. pregătit? Putem să-i dăm O să drumul ne răspundă direct Isabela dumneavoastră. după secvența pe care o După vedem, secvența, cum a fost sigur că partea da. de gimnastică. Hai să urmărim. Mulțumesc. Rămâneți cu noi. Aștept răspunsul tău la ce am întrebat înainte, după care mai am întrebări aici. Da, când am făcut și experiența mea cu doamna Elisabeta Bostan, noi am făcut tot filmul s-a filmat în 89 și am aflat că am fost aleasă printre multele gimnaste, dintre 400 de gimnaste din țară. Felicitări colegelor mele de la toate echipele și toate din toate zonele țării. Aveam colege foarte bune și din Onești și din Deci, București. să spunem că făceai gimnastică, da? Da, eu eram în lotul de juniare de la Deva. Am făcut 6 ani de performanță și eram colegă cu Miloșovi și trebuia să fiu la Barcelona în 92. Eu împreună cu colegele mele, pe care le vedeți și în film, colega mea Alina Izvoreanu și foarte multele colege pe care le-am avut. Dar ea se vede mai bine că este în rolul secundar. Iar acest film, într-adevăr, are o distribuție de excepție. Carmen Galin, Mircea Diaconu și George Niculiță, care sunt minunați. Iar Elisabeta Bostan, mama, ea ne-a făcut o bucurie și o surpriză. Iar pentru mine este ceva uimitor și a fost ceva uimitor această experiență fantastică. În primul rând că m-a acceptat pe mine să fiu în acest rol și eu nu mă vedeam decât poate o
o figurantă într-un film, nici de cum rolul principal. Eu am plutit. Asta vă pot spune, am plutit timp de un an de zile, n-am simțit decât o mare, mare bucurie, o experiență de neuitat. Eram cea mai fericită fată din lume. Aveam 11 ani jumate, 12 ani jumate când s-a terminat filmul, iar dumneavoastră ați ales foarte bine și concurenta din Canada. De ce în special? Pentru că în Elisabeta Vostan împreună cu Rob Demers au fost în Montreal și au propus să meargă mai departe în acest proiect. Deci este o coproducție între Canada și România și a primit multe premii internaționale acest film ca regizor. Da. Da, hai să spunem, mi-ai citit întrebarea. Deci asta era o întrebare, câte premii a primit, în câte limbi s-a tradus și cam care a fost audiența? Și a doua întrebare, dacă a fost primul tău film. Da, a fost primul meu film și este o întrebare a unei ascultătoare. Da, a fost primul meu film. Mi s-au mai propus să joc, dar am zis că nu mă regăsesc neapărat în personaj și nu am refuzat. Și da, mama a luat vreo 5 sau 6 premii internaționale pentru cel mai bun film în Cairo și în Gifone Valepiana, în foarte multe țări, și în Franța, și în Belgia, și în Canada. Și eu la fel, tot în zona aceea, am primit pentru interpretare. A tot vreo 7 premii. Da, o să citesc o parte din premiile tale, pentru că a venit momentul să spun că modești, dacă suntem prea modești, nu este bine. Nu este bine nici pentru cei din jur. Oamenii trebuie să ne cunoască așa cum suntem, iar falsa modestie pe care o văd eu la unele personaje, că nu le pot numi personalități, este suprema vanitate. Deci falsa modestie e suprema vanitate. Să ne apreciem așa cum suntem și să ne iubim așa cum suntem. Încă o secundă aș vrea, imediat voi citi premiile pe care le-ai avut și o să mergem și la filmul cu pe partea cealaltă de minorități, pe partea armenească. Dar întâi aș vrea, numai o secundă, am și mai am niște întrebări, dar le las puțin, pentru că cu siguranță le vei clarifica pe parcurs. Iată ce vreau să spun despre tine puțin, foarte puțin. Din 2018 până în prezent, ești cadru universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală. Din 2000, din 2000 sunt profesor la UNATC. Da, eu așa am găsit în CV, probabil că lector universitar. Da. Doctor. Ca lector, da. Doctor, da, doctor. Și de acum înainte în toate emisiunile voi sublinia acest lucru. Mie îmi place să pun în valoare invitații. Pe mine nu-i nevoie să mă pun în valoare. Și spun asta cu un anume scop, pentru că multă lume înțelege și asta este foarte important, dar sunt și persoane care nu înțeleg. Deci, haideți să mergem acum spre coreografie și mișcare scenică, film și teatru. Mi s-a părut fantastic și poate o să vorbim puțin cam care este curricula pe care o predai tu studenților, da? Vrei acum sau să trec și prin celelalte? Treceți și ne oprim la un moment dat unde doriți dumneavoastră. Ok, da, așa. În filmografie, de ce spun asta așa, o fac acum, deși era în altă parte? Pentru că este una din întrebări, dacă ești numai în film sau și în teatru. Ești în filmografie regizor și coregizor filme documentare, da? Da, documentare artistice de lungmetraj. Da, de lungmetraj, deci avem aici liste și liste și n-a fost an în care să nu ai ceva, scenarist, co-scenarist, da? Pe urmă mi-a plăcut asistent casting și pe urmă director de casting, deci ai făcut, n-ai sărit nicio etapă și ai fost extrem de dedicat acestei munci. Și ești în continuare producător executiv, da? Da. Vom vorbi imediat. Hai să ne oprim la producător executiv, pentru că eu vroiam să vorbim puțin despre Armenopolis, Suflet armenesc, film documentar selecționat, da, la Festivalul Internațional de Film. Să înțeleg că a fost și la Hollywood? Da, a fost și la Hollywood.
și a fost chiar foarte bine primit, pentru Hai să că vorbim puțin despre această da, aspect al vieții. Filmul, da, Armenopolis, Suflet armenesc, este vorba despre Gherla și comunitatea armenească care propriu-zis l-a înființat și l-a cumpărat în 1700 tot terenul și pe urmă au construit. Cum probabil e și la dumneavoastră, doamnă, dumneavoastră trebuie să îmi spuneți da sau nu, întâi și întâi e biserica sau sinagoga, în jur, pe urmă școala și pe urmă vin clădirile oamenilor. Așa e structurată societatea la armeni. Probabil și la dumneavoastră. La noi, Beta Knesetul, da, da, așa în e. Primul rând este credința și pe urmă vin oamenii care vin să se așeze lângă credință și a învăța locul de dezvoltare personală și nu numai. Da, acest film a avut un mare succes în Hollywood pentru că la Arpa Film Festival, unde am fost, am și uitat în 2015, au fost uimiți mai ales americanii, pentru că era și un festival armenesc, acesta este un festival armenesc. Cum de s-a făcut așa ceva la noi în țară, știți? Și pe timpurile acelea, 1700, da. Și cum a venit ideea? Păi simplu, ideea a venit de la mama, Elisabeta Bostan, care a zis la un moment dat, citind ziarul Ararat, despre Gherla. Noi nu știam prea multe lucruri decât așa, foarte fugitiv. Și ne-am documentat, am zis, hai să mergem. Am mers cu toată familia și am început să filmăm și ne-am implicat din ce în ce mai mult și am descoperit din ce în ce mai multe lucruri frumoase. Așa a ieșit un film foarte închegat și sperăm că să le placă oamenilor și să dorească să descopere și alte lucruri frumoase, nu numai greutatea și urâțenia lucrurilor și a oamenilor care... Și oameni, trebuie să recunoaștem că trebuie să ținem cont de fiecare dată de oamenii care trec și lasă un lucru bun oriunde și oricine ar fi. Trebuie să-l apreciem și să zicem, într-adevăr, acea persoană a însemnat ceva pentru comunitatea noastră, indiferent ce culoare poartă, indiferent ce zodie are sau indiferent ce nație are sau în ce crede. Important este ce lasă în urma lui. Faptul că mama a investit ca producător în acest film este din nou deosebit pentru că am investit vreo 4 filme le-am făcut pentru armeni cu fostul meu soț, că el era armean și sunt filme care sper că merită să le vadă toată lumea, adică nu numai partea armenească. Într-adevăr, comunitatea evrească ca și comunitatea armenească au lăsat peste tot unde au mers un lucru foarte bun. Comunicare, dezvoltare spirituală cât și economică. Și peste tot unde au mers au lăsat în urma lor lucruri esențiale și personalități de-a lungul timpului se găsesc și de o parte și de alta în toată România și e păcat să nu să nu-i descoperim și să nu învățăm ce putem învăța de la ei. Toată viața. Eu sunt leu. E, sunt e o leoaică cu ascendent în leu. Da, ești un om cald, un om profund pozitiv și se simte asta prin tot. Pentru că am ajuns aici și am vrut să las discuția să curgă. Crede-mă, noi avem spațiu tematică să acoperim 3-4 ediții. Pentru că ești un om complex, pentru că ești un om cu o filozofie a vieții conturată. Sincer, a fost o bucurie pregătirea acestei ediții cu tine. Spun drept. Îmi trebuie să spun tu, pentru că respectul meu pentru tine nu stă că spun tu sau nu,
și în faptul că eu chiar respect munca ta. Dăm voie, nu vreau să devin, nu vreau să devin, Mulțumesc, doamnă. cum să Și noi mulțumesc vă unui fel. admirăm cum ascultăm din când în când Da, două emisiunea lucruri vreau să dumneavoastră. spun, dar pentru că Alex cred că este aici, am primit și o mică tragere de urechi, că îl laud prea tare pe Alex. Sunt aici. Da, fii Da. atent, un domn, un domn, Am uite, urechea. Am așa, te rog, urechea. stai cu urechea. Fii atent, un domn mi-a spus că te laud prea tare. Bine. Dar Mulțumesc. eu te Dar laud poate pentru merită. Dar poate merită, merită. da, merită. Trebuie să știi că noi facem această emisiune numai pe aceasta de la prima ediție, pe care tot o să o pun eu pe YouTube, la nu știu dacă Va ajunge. veni și aceea, dar nu Așa. durează un pic. Este din 14 iulie 2014 și noi facem această emisiune împreună. Suntem, el e fiul meu, i-am spus, nu mai știu acum ce număr, că știi tu. Acum sunt două lucruri. Am ajuns cu cursul discuției. Alex va pregăti Havana Gila pentru că tu ai vrut-o, Isabela, și îl vom pune într-o interpretare cu dans cu tot. Dar Ce până frumos! acolo aș vrea să vorbim despre fetele tale, bogăția sufletului tău. Sunt împlinirea vieții mele și a casei noastre. Mama întotdeauna mi-a spus cât mai mulți copii, cât mai mulți copii. Iar eu eram studentă și m-am oprit la două fete minunate. Cea mare se numește Anais Chevorchean și acum a terminat liceul și a terminat post-liceala și este la universitate la noi, la UNATC, la secția de regie. Doamne ajută, tocmai a terminat ieri sesiunea și e bucuroasă că are în sfârșit o săptămână de liber, da, de vacanță. Și cea mică este Araxi Kevorkian, care a terminat liceul anul acesta și între timp au făcut amândouă filme la liceul media, care au fost premiate. Dar Araxia a mai scos o carte, persoana mea la 15 ani, Super. care este într-adevăr, am să vă dau un exemplar, nu că este fica mea, nu obișnuiesc să laud oamenii doar pentru că sunt apropiați mie, ci pur și simplu este o carte care zguduie sentimentul și mentalul tuturor, indiferent de vârstă. Acest copil, că la 15, 14, 15 ani a scris cartea, efectiv ne face să plângem din aceste, nu a zice poezii, ci eseuri, sunt zguduitoare, simplu, simplu, ne pune pe gânduri permanent și de unde atâta filozofie, parte este Filosofia ceva vieții și ieșit din comun. maturitate. Și maturitate. E o maturitate ieșită din comun, are o filozofie proprie și o dezvoltă în continuare pentru următoarea carte. Cu îngăduința ta și cu acceptul ei, o ediție viitoare, vă aștept pe amândouă. Eu știu că e în stânga ta, eu văd, o simt în stânga ta. Nu, e Nu? puțin mai departe. Da, dar tot Da. în stânga, așa, deci eu am simțit. Așa. Întrebarea unui ascultător era ce zodie ești, tu ai răspuns că ești leu. Leu un leu. Da, Leu și noi cu ne-am plăcut ascendent în leu. tare și am comunicat bine de la început, deși personal încă nu ne cunoaștem, pentru că și eu sunt berbec, partea mea de. Așa. Ah, Da. bine, bine. Oricum, și fica mea, cea mică Araxi, acum lucrează și ea în domeniu, în continuare, în domeniul televiziunii și o să urmeze, de asemenea, să sperăm să fie bine și totul o să fie, Doamne ajută, Va să fi, va intre fi. și ea la regie film, că noi înspre asta le-am orientat încă din liceu și au făcut, cum v-am spus, câteva filme care au luat premii în țară și au fost și în străinătate selecționate și ne-am bucurat foarte mult că Liceul Media din București le-a dat această posibilitate prin domnii profesori, dar mai ales profesorul conducător, care este Adi Zăvoianu, Adrian Zăvoianu, căruia îi mulțumesc foarte mult că ne-a sprijinit fetele și le-a învățat atât de multe lucruri.
Da, nu trebuie să spunem că au și talent, probabil. Îți dai seama că e vorba de talent peste care se așează munca despre care vorbim de la începutul ediției, despre muncă. Cum ziceam și dumneavoastră a spus, e adevărat, doamnă, fără muncă nu există reușită, decât pentru o perioadă foarte scurtă. Fără acea perseverență continuă și fără dorința de a lucra în permanență, nu există progres sustenabil. Adică nu poți să construiești pe cum se zice, pe sărite, dar nu Draga mea, ceva vreau foarte să spun, da, scuză-mă, știi, concret, eu așa, cred că ne liniar. trebuiau 2 ore pentru o primă întâlnire, 2 ore, și pe urmă încă vreo 2. După ce Alex ne va pune Havana Gila, vom reveni. Eu îți voi spune, că vrei, că nu vrei, voi spune ascultătorilor ce premii ai luat, și tu, între timp, vei căuta de la o ascultătoare, este, dacă vrei să ne citești un eseu din cartea fiicei tale. Poate nu chiar eu, dar poate ea. Da, Fica mea, bravo! Araxi, e Bună cea ziua! mică. Bună ziua! Mă bucur să te cunosc și îți mulțumesc că ai venit și te ascultăm să ne citești Invitație. ceva. Ce vrei tu, draga mea? Am găsit un text, Adultul se numește. Mulți se întreabă ce înseamnă să fii adult. Ei bine, eu am aflat. A fi adult înseamnă a trece peste obstacole prin iubire, să rezolvi probleme nerezolvate de timp, să zâmbești când îți e greu, să lucești în ochii copilului din tine, să reușești în viață și să te ridici întotdeauna pentru bine. Să fii adult înseamnă că atunci când ești obosit, să nu uiți că trebuie să te joci cu copiii tăi, să-ți iubești familia, soția și să-i arăți ce înseamnă să fii copil în trupul unui adult încetășat, dar arborele greutăților. Finalul nu s-a înțeles. De arborele greutăților. Da. Foarte frumos, foarte Privește, asta e frumos. foarte Și frumoasă. plină de maturitate și de o filozofie a vieții. Și îmi place foarte mult legătura dintre voi, pentru că ea se simte, legătura dintre tine și fetele tale. Și e fantastică și chiar o să-mi doresc din suflet pentru tot tineretul o ediție cu voi în continuare când vom putea. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim Vrei să mai citești ceva, draga mea? Hai. dacă aveți timp. Hai, da, am timp, te rog. Acesta este numit Privirea. Așa. Încet și nu te... Încet. Printr-o poveste spui doar cuvinte, dar printr-o privire spui totul. Ai încredere în privirea ta, ea nu greșește. Cu privirea ți-ai văzut primul copil în brațele tale, făcând primii pași, mergând prima dată la grădiniță cu părinții. Ziua următoare îl vezi mergând singur la grădiniță. Prima zi de școală, primul examen, începerea liceului, prima iubire și primul mă descurc singur. După aceea îl vezi la absolvirea liceului și vezi cum îți spune: Mulțumesc pentru tot, mamă, te iubesc. Prima zi la facultate în care te roagă să mergi cu el și apoi o să fii adult și nu va mai avea curaj să-ți spună te iubesc. De jenă. Ultima zi de facultate. Prima zi la serviciu, propria casă, propria soție și primii copii. Prima dată când auzi, te iubesc, bunico, și ultima dată când își ia la revedere. A plecat cu familia sa, s-a mai născut un copil, prima lor zi de grădiniță. Și prima dată când auzi, mulțumesc, bunico. Tu dispari, nu mai ai nimic, soțul a murit, ai plecat și nu mai poți reveni. Ultimul te iubesc, mamă, mulțumesc pentru tot. Și ultimile cuvinte. Te-am iubit întotdeauna, copilul meu. Ai grijă de tine, de familia ta. Vă voi veghea de sus. Ultimile clipe de viață s-au dus. A venit înmormântarea și cuvintele tale pentru ea sunt. Mi-ai spus să privesc lumea doar cu bine. Mulțumesc, te iubesc. Îmi pare rău că n-am avut curaj să te-o spun acum mult timp. La mulți ani, mamă. Asta este viața. Privește-o și nu uita. Nu uita să mulțumești cât timp mai trăiești. Să ai curaj să spui îmi pare rău și te iubesc, mamă. Nu știu ce ai făcut, dar ne-ai topit inimile. Eu v-am spus. Și nu o să vorbească acum dacă pe noi ne-ai topit atât de tare. Eu Nu v-am cred că spus. și-au rostul premiile și înșiruirea unor premii mari pe care tu le-ai luat. Premiul tău e lângă tine acum și lângă noi.
Mai am Aș una. vrea, da, Mai tu am un ești prezent. premiul, tu și sora ta sunteți premiile mamei cele mai valoroase. Ne vom întâlni într-o altă ediție în care vom vorbi sigur de atât de multe lucruri cum își doresc ascultătoarele. Eu cred că noi acum am intrat în casele oamenilor. Efectiv, asta am făcut. Aș vrea să spun că în această ediție muzica a fost sugerată de tine, Isabela, și eu m-am documentat, am pășit timidă, foarte timidă, pe un teren care nu este al meu și am învățat foarte multe în perioada de documentare și acum învăț de la fiica ta lucruri minunate și vă mulțumesc pentru asta. Vă Da. mulțumesc. Aș Mulțumim. vrea să introducem piesa cu care vom încheia această ediție. Este vorba de Ennio Morricone, care a fost un compozitor și dirijor italian. El a compus muzica pentru mai mult de 500 de filme și seriale, deși doar 30 din coloanele sale sonore sunt pentru filme western. Acestea sunt cele mai celebre. Stilul compoziției a lui Morricone Morricone. este cunoscut mai ales ca western spaghetti. Spaghetti, da. Îl veți asculta și veți recunoaște stilul westernurilor pe care noi le-am văzut. Dar acum nu știu, Alex va fi cel care decide pentru că el este în studio și eu nu obișnuiesc să mă uit pe radio și pe întrebări. Înainte de a da piesa de final, să ne spună dacă sunt comentarii sau poate mai sunt întrebări Dacă și doriți să vă arăt cum se da. numește și cartea mea și Te rog. acum filmul la care lucrez, Așa, despre care vroiam să vorbim, da? cartea pe care am scris-o după doctoratul meu se numește Filmul muzical american între strălucire și profunzime. S-a realizat în urma doctoratului meu. Am fost la Hollywood ca să caut să văd dacă există așa Am ceva vrut sau despre nu. experiența de la Hollywood și cred că avem câteva momente să ne spui câteva cuvinte. L-am promis ascultătorilor. Și filmul meu, Paul Mecet, pictorul, care este extraordinar, tot în producția Elisabetei Bosan, Campion Film, cum am făcut toate filmele de altfel. Spuneți dumneavoastră ce să mai. Înțeleg că este foarte greu să ni se pună toate întrebările și comentariile care merg acum pe Radio Shalom. Mulțumim Mulțumim frumos! ascultătorilor, tuturor celor. Mi-au făcut o surpriză colosală și cu ediția trecută, iar acum este ceva care m-a topit, draga mea, cum am Vă spus. Am mulțumim citit și la noi mine. pentru compliment și pentru Nu atenția este deosebită. un compliment, este un adevăr. Vă aștept și într-o altă ediție, va fi mai spre sfârșitul primăverii, spre 1 iunie, deși nu mai suntem copii, dar întotdeauna rămânem În copii. sufletul nostru vom fi Da. întotdeauna. Și o să cred că va trebui că vrem că nu vrem să ne oprim aici, să păstrăm această mare bază de discuție pentru cele care ne ascultă. Vom anunța din timp ediția cu voi, în direct, și o aștept și pe sora ta. Vă Cu mulțumim drag. frumos. Și vă îmbrățișez cu multă afecțiune, vă doresc o primăvară frumoasă și multă fericire. Să avem liniște sufletească, bucurii și primăvara o să fie plină de culoare, ceea ce o să ne îmbogățească foarte mult sufletul și mintea. Vă mulțumim foarte mult Mulțumesc foarte mult, eu vă mulțumesc pentru foarte această mult. Alex, experiență vom frumoasă. încheia aici pentru că orice aș spune ar fi în plus. Mulțumesc mult tuturor celor care ne ascultă. Să ascultăm muzica din Western Spaghetti.